Este Bishop de un alto colegio de nuestro, un care a fost se numără printre acei părinți care avem aici în sală, deci Toma, Scripa, Doacă și Andreș, de cum este Dumitru Covaciuc, deci ori amândoi care au învățat la școala pe care a condus-o Mihai Jar. Domnule Dumitru Covaciuc, vă invităm să scrieți câteva. Vedeam că dacă stau în urmă, academicianul nu mă vede. Nu stau. Stimați domn, doamne, pe Mihai l-am cunoscut în momentul când în 89 deschideam prima clasă la școala numărul 5. Ei trăiau pe strada Batutin. M-am dus în de pe Artur în clasa 1-a moldovinească. Ce mi-a spus Mihai Jar? La școala 33, băiatul e acolo și noi nu putem să-l luăm, să-l dăm în altă parte. Bine și-au fost. De la școala moldovinească. Pentru un moment, s-a zis școala moldovnească cu 6 copii. La numărul 5. A venit Bostan, academicianul, viitor, a început să înjuri. Voi ce ați făcut clasă cu... În două zile au fost două clase. A, și atunci noi venim la școala actuală 29 cu trei clase. Da? A întâia, unde era Artur, a doua, a treia. Două de a doua și una care venea din urmă. Jar, am venit direct. Cât de greu lui a fost să formeze un corp didactic? Voi nu știți. Noi am completat până la clasa 11. În clasa 11 erau 13 copii. Acei 13 copii erau venit din toată regiunea Cernăuți. Unul știa românești, o lecuță, ca acasă, ca la bunica. Altul nu știa deloc. Cum să predai fizica? Cum să predai matematica? Și l-au dus Jar pe Grigore Nicanorovici și pe Dochița. Aici nu știau nimic. Nu știi cronicari, doi. Grigore Nicanorovici, tu nu, românași, doi. Stai, Grigore Nicanorovici, dar te știu românești, nu știu. Dar ce vrei la copiii ăștia? Jar trebuia totdeauna să fie... Deci, că au terminat copiii... Păi, Mihai Costadinici, fă o hartă. Dar la școala 29, unde au ajuns copiii ăștia? Din Franța până în București, Brașov, Odessa, Moscova, da? Nu au dovedit. Știți cât era de greu? Era greu. Pentru că copiii nu știau limba. Noi am adus, părinții. Dar v-a dat seama să ajungi la 400 și de copii, asta era o autoritate. Al lui Mihai, da? Autoritate. Pe urmă, cărți românești nu sunt. Ăsta este Margareta Lucheană. Am trecut la alfabet latin. Nu s-a... Zoli Bucăinte părea fiecare zi câte o literă, da? A, B, merea cu mama, Nina, dușealul doamnei Margareta. Așa, cu abecedarele. Și asta a fost. Domnul Bauer, țineți minte, era lupta nu numai pentru clasă, dar și pentru alfabet. Nu că s-a deschis școala 29, dar Mișa Jar venea cu noi seara la Corovia sau la Cosmin să cătăm copii pentru clasele celelalte. El avea timp. Alții n-aveau timp. Dumnezeu l-a luat dintre noi prea de grabă. Dar a făcut mult. Știți ce? Eu sunt foarte fericit că părinții, amândoi mei copii, au terminat aici. Și au ajuns departe. Departe au ajuns și nimeni n-a spus că n-ai studiile respective. Pentru că aici s-a făcut școală serioasă. Foarte serioasă. Mi părea că este Petrov Vladimirovici Bezușcu, că este cu tare. Toți știau carte și toți făceau carte copiii noștri. Și chiar că erau niște probleme mici. Astăzi ne gândim la Ivan Aurelovici. Am lăsat să ajungi la 400 de copii când s-au avut domnul Jar. Și ai atâta.